Astăzi la Dej a fost amplasat un cort în piața Bobâlna, unde oamenii au primit informații despre riscurile expunerii la soare și a efectelor care pot duce la apariția melanomului. O echipă de medici rezidenți dermatologi au fost prezenți în piața Bobâlna și au oferit informații privind această patologie alături de eșantioane de produse fotoprotectoare. Acțiunea de astăzi a fost organizată de către Societatea Română de Dermatologie în colaborare cu Asociația Anima Protera Dej. Deși informațiile și consultațiile dermatologice au fost gratuite, puțin de jeni au fost interesați de această campanie. Mai multe informații aflăm din interviul următor de la doamna Șandor Cosmina, medic specialist dermatolog. A fost în primul rând sensibilizarea populației cu privire la cancerul de piele. Acest lucru a venit ca urmare a observației pe care am avut-o în consultând pacienții din Dej. Acești oamenii în special au o reticență față de consultul dermatologic în ceea ce privește alunițele, în denumire populare, nevi în denumire mai dermatologică. M-am lovit de reticența oamenilor în a-și exciza leziuni cu potențial malign, deoarece ei considerau că o excizie ar înrăutăți situația. Mai am o observație cu privire la stilul de viață al tinerilor în special. Aceștia frecventează în mod deosebit saloanele de solar asociat cu expunere la soare. Acest lucru crește riscul de cancer de piele, în special de melanom, care este un cancer cu incidență cu un risc crescut. Am avut o pacientă în vârstă de 24 de ani care, după expunere la soare, a dezvoltat o regresie a nevilor undeva la 10, dintre care unul dermatoscopic arăta suspect. Prin urmare, l-am excizat cu diagnostic de melanom. Este foarte important o educație a populației cu privire la expunerea la soare, la solar și, în principal, la tot ce înseamnă radiații ultraviolete. Noi, de obicei, recomandăm o cremă fotoprotectoare de farmacie cu un factor SPF de la 30, de obicei 50, în special la persoanele cu un fototip deschis la culoare, adică cu piele albă, cu ochii deschiși la culoare, cu păr deschis la culoare, care reacționează la soare prin înroșire. În principal, aceste persoane trebuie să fie mult mai precaute decât cele cu un fototip mai închis. Acestea sunt, de asemenea, mai predispuse la a dezvolta leziuni maligne cutanate.